Ca în orice domeniu, și preferințele în materie de cărți se schimbă în funcție de vârstă. Cel puțin asta arată o analiză recentă făcută de cea mai mare librărie online de la noi. De pildă, oamenii din generația baby boomers, adică cei născuți în anii 50-60, sunt atrași de cărțile istorice sau de memorii. În schimb, cei veniți pe lume după 80 cumpără cărți de dezvoltare personală și profesională. Baby boomers și cei din generația X, adică născuți după 65 și până în anii 80, sunt cei orientați către cultură și politică, dar preferă și cărțile despre evenimente istorice mari sau de filozofie. Aventură. Și în afară de aventură? Polițistă. Ei sunt axați pe alte genuri, cum ar fi romane polițiste, din astea mai vechi, într-un fel. Și părinții mei și bunicii. Milenialii, adică cei născuți între anii 80 și 90, sunt interesați de cunoașterea de sine și de vindecarea traumelor din copilărie. Cărțile predominante din biblioteca lor sunt cele de dezvoltare profesională sau antreprenoriat. Filozofie, dar mai mult beletristică, pentru că invocă realism magic, pentru că mă transpune într-o altă lume. Urmează generația Z, care este pasionată de SF-uri, atât în limba română cât și în engleză. Sunt atrași de nou și sunt conectați cu acele curente literare care au priză inclusiv pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, sunt și cei mai mari consumatori de cultură modernă. Cam din toate, din sfera de fantasy, să zic, Tolkien, George R.R. Martin, dar eu prefer și Dostoevski. În general, tehnologia basic, care se învață, să zic, în clasa a 8-a, 7-a. Genul ăla care te învață un fapt divers, cum ar veni. Mai practic, sincer. Iar cei mai tineri cititori de la noi sunt cei din generația Alpha, născuți după 2010 și cu o lectură aleasă în general de părinți și profesori. Aceștia trec cu ușurință de la un autor modern la unul cu priză și la generațiile trecute. El este foarte mic și nu și-a format încă gustul. Deocamdată explorează tot ceea ce poate explora. Mai citim Topârcean, mai citim Ion Creangă, mai citim și din Eminescu câte ceva. Pare că fiecare generație își dorește un anumit gen de cărți, însă există și preferințe comune. De pildă, biografiile sau poveștile unor oameni care mai târziu s-au transformat în filme de succes sunt pe placul tuturor cititorilor. Oamenii care sunt încă activi, foarte activi în câmpul muncii, se îndreaptă spre biografii legate de personaje, personalități contemporane, da? Din zona de business, din zona de dezvoltare personală, iar persoanele care au ieșit cumva din zona de activitate profesională citesc mai degrabă biografii din zona de istorie. De asemenea, fiecare generație devine curioasă odată cu apariția unor bestselleruri internaționale.